Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Sentimentul de iubire este foarte complex și știu că sunt multe păreri legate de subiectul ăsta, iar părerea mea de băiat la 19 ani sigur nu constituie adevărul absolut. Dar asta nu înseamnă că nu-mi pot spune părerea formată din experiența mea de până acum și argumentul meu este că e aproape imposibil să falsifici aceste comportamente pe care urmează să le spun. De aceea mă fac să cred că arată dragostea adevărată și s-ar putea să te intereseze dacă ești în căutarea ei. Bineînțeles că e nevoie de mai multe, dacă nu chiar de toate aceste semne, ca să tragi o concluzie precisă. Deci dacă cauți pe cineva care chiar ține la tine, trebuie să te uiți după aceste 5 semne. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn că partenerul tău te iubește cu adevărat este că face lucruri prostești pentru tine. Când cineva e îndrăgostit de tine, face lucruri pe care în mod normal nu le-ar face. Sunt acele chestii care privite din exterior de cineva care nu are legătură cu relația voastră ar fi sărite de pe fix, nebunești. Asta pentru că nu mai gândești clar atunci când te afli sub influența dragostei și faci niște lucruri pe care credeai că nu se le faci niciodată, îți calci pe orgoliu, totul ca să îi arăți persoanei dragi că ții la ea. Așadar, dacă o persoană face niște lucruri pe care nu le-ar face în mod normal pentru tine, e foarte posibil să te iubească cu adevărat. Al doilea semn că are sentimente pentru tine este că defectele tale devin invizibile sau reduse în ochii ei sau lui. Se spune că dragostea te orbește și nu-ți mai permite să vezi realitatea așa cum e, ci o realitate distorsionată de sentiment. De asemenea, ignoră sau trece cu vederea defectele tale pentru că alege să vadă calitățile în primul rând. Dar această orbire poate fi periculoasă pentru persoana drăgostită pentru că o face vulnerabilă și ușor de manipulat. Deci dacă cineva alege să-ți vadă în primul rând calitățile și să treacă cu vederea defectele tale, să știi că e foarte posibil să te iubească, dar ai grijă să nu profiți de acest lucru. Al treilea semn că te iubește cu adevărat este că faptele ei sau lui vorbesc. E foarte simplu să spui din gură te iubesc, dar pot fi niște vorbe goale și să nu simți cu adevărat asta. Ce arată de fapt că ai sentimente pentru cineva sunt faptele, nu vorbele, pentru că îți trebuie mult mai mult efort să faci un lucru pentru cineva decât să dai din gură. Așadar, fii atent la gesturile mici pentru că acestea sunt cu adevărat importante. Fii atent la gesturile romantice, la drăgălășenii, la faptul că ți-a luat un cadou atunci când nu te așteptai. La astfel de gesturi mă refer și gesturi de genul arată că te iubește cu adevărat. Al patrulea semn este că te pune pe tine pe primul loc. Se asigură că tu te distrezi, te simți bine și că ai o stare bună înaintea lui sau ei. Și faptul că te pune pe tine pe primul loc înseamnă că ține foarte mult la părerea ta. Vrea să știe ce vrei tu să faci. De exemplu, dacă sunteți într-un parc de distracții, vrea să știe în ce mașinuță vrei să te dai tu prima dată. Preferințele tale vin primele și abia apoi preferințele lui sau ei. Din nou, asta poate fi o situație periculoasă pentru că nu e o decizie prea înțeleaptă să oferi toată puterea unui membru al relației. Ideal ar fi să comunicați, să negociați și să ajungeți la o decizie agreată de amândoi. Dar așa cum am spus înainte, când ești îndrăgostit, faci lucruri prostești și să te pună pe tine pe primul loc înaintea lui sau ei poate fi un lucru prostesc, dar este un rezultat al iubirii. Și în final, al cincelea lucru care arată că te iubește cu adevărat este că și-ar dori să fii fericit chiar dacă vă despărțiți. Pentru mine, iubirea adevărată nu este una egoistă, adică la modul te iubesc numai dacă ești cu mine. Iubirea adevărată înseamnă să-ți dorești ca o persoană să fie împlinită chiar dacă nu mai e în viața ta și nu mai are nicio legătură cu tine. Și bineînțeles că oamenii se schimbă, sentimentele se schimbă și nu sunt sigur că dacă ai iubit pe cineva la un moment dat, poți să-l iubești toată viața de acum încolo, oricât de mult s-ar schimba. E destul de greu să-ți dai seama de acest al cincelea semn dacă nu îți spune asta, dar știu cu siguranță că e adevărat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EdAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa! We'll be right back.